În reportajul de astăzi vă vom prezenta povestea unei biserici cu totul inedită, pusă sub ocrotirea Sfintei Mucenice Varvara, ocrotitoarea minerilor, și aceasta nu întâmplător. Este vorba despre un lăcaș de cult unic în România și în Europa, săpat integral în sare, aflat la o adâncime de peste 240 de metri sub nivelul solului. Rodul muncii unor mineri din Salina Târgu Ocna, județul Bacău, care au adus jertfă lui Dumnezeu, săpând în sare un lăcaș de închinăciune, acum aproape 20 de ani. Și aceasta nu au făcut-o oricum, ci voluntar și din credință, muncind în timpul orelor libere, pe o perioadă de 5 ani, ca idealul lor să poată deveni realitate. Au hotărât atunci ca acest lăcaș să poarte hramul ocrotitoarei lor, Sfânta Varvara, cea care îi păzește și mijlocește prin rugăciunile ei către Dumnezeu de fiecare dată când aceștia coboară în mină. A fi miner nu este o meserie tocmai ușoară. A nu vedea lumina soarelui timp de câteva ore pe zi, nemai vorbind de pericolele la care se expun, îi determină să fie mai uniți între ei și totodată mai credincioși. De fiecare dată când intră în mină, aceștia își pun nădejdea în Dumnezeu și în ocrotitoarea lor, Sfânta Varvara, că vor ieși teferi. Un loc de reculegere. Acesta este rolul bisericii sculptată în sare, atât pentru cei care lucrează în mină, cât și pentru turiști sau pentru cei care cu anumite probleme de sănătate urmează tratamente de recuperare în sanatoriul Salinei. 4 decembrie este ziua în care Sfânta Varvara, ocrotitoarea minerilor, este prăznuită atât în Biserica Catolică, cât și în Biserica Ortodoxă. Cu acest prilej, după evenimentele din 1989, s-a împământenit o tradiție ca în fiecare an de ziua hramului, majoritatea preoților ortodoxi din protopopiatul Onești să săvârșească în plină comuniune Sfânta Liturghie în catedrala săpată în sare. Credincioșii care de fiecare dată vin în număr foarte mare sunt copii, soții de mineri, oameni care au lucrat sau lucrează în mină și care acum dau slavă lui Dumnezeu și Sfintei Varvara că i-au ocrotit de fiecare dată de pericolele care îi pășteau. Totodată trebuie menționat că toți la oaltă, preoți slujitori și credincioși, s-au rugat pentru sufletele celor care și-au pierdut viața de-a lungul timpului în această salină. Ocnași, deținuți politic sau simpli mineri. Cu toții au fost pomeniți în rugăciunile lor în această biserică săpată în sare prin truda muncii lor.